cei care ne privesc. FCSB este steaua pentru că nu există acea secundă, acel minut în care continuitatea acelei echipe să fi dispărut, să se fi oprit, să se fi tăiat și pe fundul acelui vid absolut care a durat ca în astronomie o secundă, un an lumină, o lună, cineva să fi făcut respectiv Clubul Sportiv al Armatei într-un vid existențial, a refăcut din nou în bunele tradiții, cum spune acolo, e un document care de reconstituire a echipei Clubului Sportiv al Armatei și s-a refăcut din nou culorile, stema și așa mai departe, pentru că nu mai existau. Deci cazul ăsta nu se aplică pentru că steaua FCSB a existat zi de zi și atunci continuitatea ei, de aceea este nu poate fi pusă la îndoială. De aceea atunci când o vedem, am văzut-o și în sezonul trecut și acum 2 ani și acum 3 ani, când intră în urnele UEFA, este trecut cu palmaresul, cu Cupa Campionilor și așa mai departe, cu procentajele pe care le-a avut, cu tot ce s-a întâmplat acolo. Mai mult decât atât, știm, aduc niște argumente, dacă vrei, științific, într-un domeniu care nu e o știință, da? E până la urmă mai degrabă un bun simț. Deși științele juridice nu se bazează pe bun simț, ci pe fapte. Pe fapte. Deci asta s-a întâmplat cu FCSB. La fel, când vedem un transfer, de exemplu, dacă a plecat acum Florin Tănase sau dacă pleacă, o să vedem în ziarele occidentale că se spune Steaua București și așa mai departe. Da? Deci cei de acolo care și-au constituit altfel civilizația existențială înțeleg ce înseamnă continuitate. Să trecem la Craiova. Craiova. Craiova nu a avut. Universitatea Craiova, care s-a înființat pe 5 septembrie 1948, a avut un moment în care s-a oprit. Eu nu discut cauzele acum, le-am discutat, strict, timpul lor și cred că sunt unul dintre cei care m-am exprimat cel mai vehement și cel mai puternic în ceea ce privește nedreptatea dezafilierii echipei și așa mai departe. Numai că echipa s-a oprit. S-a refăcut într-un moment în care nu doar că nu mai era continuitate, nu mai era nimic. Da? Și s-a refăcut având germenii de început, aceia din septembrie 1948, respectiv unitatea școlară. Da? Da. Așa s-a refăcut. Nu a refăcut-o un butic. Da. N-a refăcut-o o firmă de pe stradă care s-a auto-intitulat Universitatea din Craiova și așa mai departe. Ci chiar Universitatea Craiova, instituția de învățământ, s-a asociat cu o firmă, da? Care să asigure, pentru că nu pot profesorii universitari și asistenții și cei care alcătuiesc alma mater acolo să susțină salariul lui Andrei Ivan. Ok, foarte pe scurt. S-a refăcut având nu doar această, eu știu, emblemă a autenticității Universitatea din Craiova, ci și marile glorii. Lung, Negrilă, Ungureanu, Cârțu. Craioveanu. Bun. Au fost alături de această echipă. Cârțu a și venit și a antrenat cu Săndoi destul de rapid, Ovidiu Stângă și așa mai departe, încă din primii ani. Al treilea argument și după mine cel mai important, ăsta și l-am scris într-un editorial din ProSport anul trecut. Editorialul se intitula nu cine e Craiova, ci care e Craiova. Craiova în sine înseamnă ceva. Liverpool înseamnă un cod de conduită. Da? Ea poate fi recunoscută dincolo de acte. Au fost oameni care au venit din prizonierat și nu mai aveau acte la ei. Stătuseră prin Siberia 7 ani, 11 ani și au venit și a recunoscut nevasta, chiar dacă erau nebărbieriți de un an și veniți chinuiți, poate fără un picior, mutilați și așa mai departe. I-au recunoscut copiii. Au ceva. Craiova are în genă ceva, așa cum are FCSB.
foarte pe scurt, are în genă ideea de a se bate cu cei mari. Ți se pare că Universitatea Craiova, aceasta cu care am început discuția lui Rotaru, nu are gena asta de a se bate cu cei mari? Care sunt cei mari de azi? FCSB, CFR Cluj, Rapid, Vic, Far. S-ar mai fi de spus ceva. Eu evit să mă pronunț în zona FCSB. Eu l-am spus. Din punctul meu de vedere, e mai simplu acolo. FCSB este steaua. Asta nu s-a oprit. Și părerea mea. Nu s-a oprit. Exact. Pentru mine e foarte simplu. În schimb, aici e o problemă, pentru că și echipa lui Mititelu, care teoretic, cu toate că și acolo este altceva, că și acolo s-au oprit lucrurile, a venit Mititelu, a luat o echipa care de fapt e o societate nou înființată, nu este cea istorică. Nu mai intru una. Nu mai intrăm în detaliile din anii în care au trecut prea mai mulți patroni societății. Hai să spunem că aia lui Mititelu era cea originală. Bun. Mititelu la un moment dat a fost în faliment cu societatea și a lipsit. A fost o perioadă în care nu a existat, cum ai spus tu, Craiova. Și atunci a apărut o altă Craiova. Ce să zic, primul venit, primul servit? Nu doar că a apărut o altă, dar nu făcut, a apărut elementul original. Asta ar fi, asta da? Ar fi un plus pentru Craiova lui Rotaru. De partea cealaltă, Mititelu a revenit mai târziu cu o societate nou înființată, dar are de partea lui faptul că el a patronat, să spunem așa, Craiova istorică. Cam așa ar fi situațiile la Craiova. Da. Eu cred că Universitatea Craiova este aceea unde Sorin Cârțu mai face cu ochiul. L-am văzut acum două seri la un jurnal de știri sportive alături de soție și povesteau când erau tineri, când s-au luat, că erau studenți și mie îmi plăcea de altul, zice, și Cârțu a făcut așa cu ochiul și a zis că nu, eu eram cel mai șmecher dintre toți. Dacă îi lași pe cei de la Universitatea Craiova să râdă, să zâmbească, să iasă din tensiunea aia incredibilă,